Ziua, domnule ministru. Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră prin prisma faptului că sunteți un ministru al UDMR. Și atunci o să vă întreb simplu, cum vedeți dumneavoastră declarațiile lui Victor Orban din Transilvania, pe teritoriul României de altfel, referitoare la puritatea raselor și amestecul raselor? Sunt teme care ne aduc aminte de naziști. Sunt declarațiile domnului Orban în ceea ce privește punctul nostru de vedere. Acesta a fost exprimat de domnul președinte Kelemen și în momentul de față nu exprimă alt punct de vedere în ceea ce privește declarațiile de la Tușnad. Dar ați putea să ne reiterați acest punct de vedere? Este punctul de vedere exprimat de domnul Kelemen, este în spațiu public, îl aveți cu tot respectul. Tocmai că a fost destul de vag, domnul Kelemen Hunor. Este un punct de vedere al domnului președinte și al UDMR. Salut, dumneavoastră, considerați că indiferent de ce spune Victor Orban aici, la noi în țară, trebuie aplaudat, așa cum am auzit o declarație făcută de liderul dumneavoastră, de fapt, activ? Nu cunosc această declarație cu privire la aplauze. Nu cred că domnul Kelemen a făcut vreo declarație cu privire la aplauze. Mulțumesc. Nu, dar sunt imagini de acolo în care vicepremierul României, Kelemen Hunor, aplaudă acest discurs. Adică aceste imagini există. În niciun caz nu putea să aplaude că n-a fost prezent la acel discurs. Imaginile sunt greșite. N-a fost la acel discurs. Nu a aplaudat în niciun caz. Vă rog, dacă... Bună ziua, Alex Fontana. Întrebarea mea este dacă dumneavoastră sunteți de acord sau nu cu declarațiile premierului Victor Orban. De acord. Punctul meu de vedere personal, bine am spus, acum câteva zile, rămân la același punct de vedere. Punctul de vedere al UDMR a fost exprimat de domnul președinte Kelemen. Mulțumesc. Bun, sunteți ministru în Guvernul României și cred că e important ca românii să știe dacă dumneavoastră susțineți acele declarații sau nu. Punctul de vedere al nostru a fost exprimat încă o dată. Nu dorim să exprimăm alte detalii, alte comentarii cu privire la acest lucru. Dar punctul dumneavoastră de vedere care este? Mulțumesc. Susțineți acele declarații sau nu? Punctul nostru de vedere a fost exprimat. Susțineți acele declarații sau nu? Punctul nostru de vedere este clar, exprimat, este în spațiu public. Mulțumesc. Vă rog, să continuăm. Bună ziua, Cătălina Mănoiu, Realitatea Plus. Domnule ministru, într-o solicitare formulată de Realitatea, la care Ministerul Afacerilor Externe a răspuns, ni s-a precizat că nu există un acord între partea română și Guvernul de la Budapesta pentru aceste finanțări care se fac. Inclusiv organizația condusă de dumneavoastră a primit finanțări în valoare de milioane de euro. Sunt și alte organizații. Anchetele jurnalistice arată că doar persoanele vorbitoare de limbă maghiară au acces la aceste fonduri. Să ne spuneți care este poziția dumneavoastră și dacă finanțarea pe care ați primit-o prin acea fundație este una legală în acord cu acordul internațional. Toate finanțările care vin de la Budapesta către asociații sau fundații sunt finanțări legale. În niciun caz nu ar fi acceptat nicio asemenea asociație sau nicio fundație finanțări ilegale. În ceea ce privește destinația acestora, nu doar vorbitorii de maghiară beneficiază de ele, multe dintre ele sunt finanțări pentru investiții de utilitate publică, toate patinoarele sunt deschise pentru toți care vor să practice hockey-ul sau vor să patineze, investiția pentru dezvoltarea capacității de intervenție chirurgicală la Spitalul din Miercurea Ciuc este o investiție pentru toți cetățenii României. Este incorrect să spunem că aceste finanțări sunt pentru vorbitorii de limbă maghiară. Domnule ministru, mai a precizat clar că nu există un acord între partea română și guvernul de la Budapesta pentru astfel de finanțări. Dumneavoastră, în calitate de ministru, de președintele acestei organizații, nu v-ați gândit că ar fi potrivit să așezați lucrurile așa cum trebuie, să existe un acord la nivel internațional? Finanțările, încă o dată, respectă legislația națională, legislația europeană. În niciun caz nu vorbim de finanțări ilegale. Dacă se consideră la nivel diplomatic că este nevoie de un acord, cu siguranță acel acord va exista între cele două ministere, Ministerul de Externe din România și Ministerul din Ungaria. Din 2018 mai spune că nu există acest acord și i-a reamintit și omologului maghiar în iunie anul acesta că nu există un astfel de acord pentru finanțările din Transilvania. Dacă este necesar, cu siguranță va exista. Bună ziua, Emma Stoica, Digi24. Dacă îmi permiteți câteva completări, ce implică o astfel de finanțare? Ce trebuie să îndeplinească o fundație care primește astfel de bani de la guvernul maghiar?
Finanțările sunt bazate pe cererile care se trimit de către asociații și fundații către entitățile care finanțează minoritățile naționale, minoritatea maghiară din alte state decât Ungaria, și ele se evaluează la instituțiile financiare. Nu știu care sunt condițiile, care sunt criteriile pe care le practică toate instituțiile, toate entitățile finanțatoare. Noi am trimis o cerere pentru dezvoltarea sistemului hocheistic, pentru dezvoltarea infrastructurii sportive din județul Harghita și din județele învecinate și am primit finanțare. Bun. Și în acest context, nu sunteți singurul din UDMR, mai sunt membrii UDMR care fie sunt prezenți în astfel de fundații, fie conduc astfel de fundații. Banii au fost vreodată folosiți și pentru campanii politice sau campanii electorale în timpul alegerilor? Niciodată. UDMR nu a folosit bani din Ungaria niciodată, nu a beneficiat de finanțare niciodată și banii primiți pentru aceste activități nu au fost folosiți niciodată pentru activități politice sau cu scop politic. Și o ultimă întrebare. Are vreo legătură faptul că UDMR nu a condamnat, ba din contră a încercat să minimalizeze declarațiile lui Victor Orban din România, banii care sunt trimiți din Ungaria spre țara noastră pentru minoritățile de aici? Au vreo legătură cele două? În niciun caz. Ok, mulțumesc frumos. Bună ziua, Adrian Vasilache de la Hot News. Revenind la subiectul declarațiilor deplasate ale domnului Victor Orban la Tușnad. PSD, prin vocea vicepremierului Sorin Grindeanu, a catalogat rasiste aceste declarații și a solicitat clarificări în ședința de coaliție, ședință care ar avea loc astăzi. Pregătește UDMR clarificări pe acest subiect? Ne puteți da detalii? Vom vedea când și la ce oră va avea loc ședința de coaliție și după ședința de coaliție, cu siguranță, se vor face declarațiile de rigoare. Dar ați pregătit, a pregătit UDMR noi clarificări, noi declarații în plus față de ce avem deja în spațiu public? Încă o dată, așteptăm coaliția, așteptăm ședința de coaliție să fie stabilită ora, data, la coaliție, dacă se va discuta, este o discuție care poate să aibă loc fără probleme și ulterior vom face declarații. Am înțeles, v-am spus și eu că este această ședință. Întrebarea era dacă ați pregătit un punct de vedere, noi clarificări, așa cum au fost solicitate. Încă o dată, domnul președinte Kelemen vine vineri în țară, coaliția, dacă are loc, o să se discute acolo această problemă, ulterior se vor face declarații, cu siguranță. Deci până vine, dacă se pune problema acestei discuții, ulterior partidele din coaliție vor face declarații, cu siguranță. Deci astăzi nu, spuneți, până nu vine. Înainte nu avem ce declara. Aș vrea doar să recadrăm un pic discuțiile pe care le purtăm acum, deoarece suntem la guvern, nu sunt chestiuni politice aici sau legate de coaliție, deci v-aș ruga dacă se poate să revenim. Desigur, desigur. Desigur. Președintele Klaus Iohannis spune așa, ei vor trebui să explice dacă au fost de acord cu conținutul acelui discurs pe care l-au aplaudat. Ce ați aplaudat acolo, domnule ministru? Deci, încă o dată, în momentul în care se va avea loc această discuție, ulterior, cu siguranță, vom face declarațiile de rigoare. Ați vorbit cu domnul președinte despre asta? Domnul președinte Iohannis? Klaus Iohannis. Nu. Nu. Eu personal n-am vorbit cu domnul președinte Iohannis despre această temă. Simțiți că trebuie să-i dați niște explicații despre ce s-a întâmplat acolo? Deci, explicațiile vor veni după discuțiile de rigoare și, cu siguranță, după discuții, vom face și declarații pe această temă. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Domnul Kelemen până vineri este în concediu. Până pe 12, domnul Kelemen Hunor este în concediu. Mulțumesc foarte mult pentru informații și pentru răspunsurile la întrebări, domnule ministru.